Salutare, oameni buni! Pentru astăzi, ziua de sâmbătă, 21 ianuarie, vă propun biletul meu la pariuri. Biletul de ieri a fost un pierzător. Am jucat la Bayern, la Leipzig Bayern 3-6 goluri, s-a terminat 1-1 și am jucat și pe Sepsic să marcheze, iar Sepsic n-a dat niciun gol. A primit 3 goluri în 18 minute și așa s-a terminat meciul și de absențele pe care le-au anumite echipe. Liverpool cu Chelsea m-am dus pe acest meci. Este altă dată era un derby acolo în primele 4. Pentru Champions. Cele două sunt pe 9 și 10, foarte slabe amândouă, foarte slabe în acest sezon. Liverpool, dezastru în ultimele două meciuri, a primit 3 goluri cu Brentford și cu Brighton. Chelsea, la fel, în ultimele meciuri, a făcut 1-1 la Nottingham, a pierdut cu Man City 0-1, a mai pierdut și cu Fulham 1-2, a avut o victorie cu Crystal chinuită 1-0 și 2-0 cu Bournemouth, Bournemouth fiind cea mai slabă. Amândouă au același număr de puncte. Liverpool însă a dat mult mai multe goluri, a dat 34 de goluri. În timp ce Chelsea a marcat doar 22, a primit 21, deci golul average, de-abia plus 1 după 19 etape, Liverpool are plus 9. E o echipă care a făcut meciul cu goluri Liverpool, dar lipsesc Jota, Firmino și Diaz, cei trei jucători foarte importanți pentru ei ar fi fost. Iar Chelsea are foarte multe absențe, Chilwell, Fofana, Reece James, Joao Felix, N'Golo Kanté, Pulisic și Sterling. Deci foarte multe absențe pentru Chelsea și așa au jucat slab până acum. Totuși Liverpool pe teren propriu a jucat ceva mai bine în anul ăsta. Eu zic că Liverpool nu pierde, o să joc 1x și sub 4,5, la 1,45, o cotă destul de bună. Odată ce va avea avantaj, Liverpool va căuta să-l conserve, e important acum, cred că mult mai importante sunt punctele. Iar în meciul 2 din Anglia, Leicester-Brighton, o să joc Brighton, e o echipă care a jucat foarte, foarte bine, tocmai a bătut-o pe Liverpool recent cu 3-0. Leicester e pe la retrogradare, la vreo 2 puncte distanță față de cele 3 echipe din zona roșie care sunt la egalitate de puncte. Foarte slabă, Brighton a jucat foarte bine. Nu știu, sincer, mi-e greu să cred că Brighton nu va face aici un rezultat bun. Anul trecut a bătut Brighton 5-2 și un rezultat a fost 1-1 la Leicester. Iar pe total nu a pierdut Brighton cu ei în ultimele 4 întâlniri. Eu o să merg pe Brighton. Leicester stă foarte bine, Brighton stă foarte bine. 9 victorii, 3 egaluri. 30 de puncte, extrem de bună, 35 de goluri marcate, aproape 2 goluri marcate pe meci, în timp ce Leicester are doar 26 de goluri marcate și 33 primite, un gol avraj negativ. Pe pare aici peste 1,5 goluri la 1,25, mai bine, deși X2-ul mă tenta, peste 1,5 la 1,25. Iar meciul 3 o să joc Rayo Vallecano cu Sociedad. Sociedad mi se pare una dintre cele mai bune echipe, adică e clar că e una dintre cele mai bune, e pe locul 3. După Real și Barcelona, echipa care arată cel mai bine, are 3 victorii în acest an, 2023. Ultima victorie cu Athletic Bilbao 3-1. Jucătorul lor, japonezul Kubo, a jucat extrem de bine. E adevărat, sunt aici niște absențe, dar absențele astea sunt 2 fundași. Merino nu e un jucător foarte important, Sadik Zubimendi nu este. Kubo, Solot apare aici incert, a avut o mică accentare, dar cred că vor reveni pe teren. Și Navarro, la fel, cred că va reveni. Eu zic că Sociedad marchează azi și se deplasează la Vallecano, o echipă solidă, destul de bătăioasă pe teren propriu, pe locul 9, stă bine, cred că va fi deschis, are 24 de goluri date, dar a și primit 20 Vallecano. Deci nu e clar să marcheze și Vallecano, dar eu voi merge pe Sociedad marchează. Sociedad marchează la cotă de 1.40. La 1.40, din aceste 3 cote avem biletul la recodă 2.54, ăsta este biletul de sâmbătă. Dacă e să luăm un marcator pentru mâine, Atletico Madrid joacă cu Valladolid, una dintre cele mai slabe apărări. Voi merge la Atletico, un pariu, o să-l joc pe Alvaro Morata să marcheze la cotă de 2.10. Acestea sunt pariurile mele, dacă pariați și vă inspirați după pariurile mele, zic hai să avem baftă.